Sportul rege s-ar putea denumi în viitorii ani sportul regină, dacă este să ne raportăm la interesul crescut al femeilor pentru fotbal. În prezent, în județul Hunedoara există 8 echipe de fotbal feminin în sală, care participă la competiții județene, inclusiv din mediul rural. Chiar în această perioadă se derulează prima ediție a campionatului de fotbal feminin în sală. Până acum, numărul doamnelor și domnișoarelor care au înlocuit tocurile cu crampoanele a ajuns la aproape 100. Avem un alt proiect, Fotbal și Feminitate, unde fetițe mai mici de 13 ani participă în acele competiții și au fost 6 școli participante în perioada de toamnă. Și destul de multe, pentru că cumva suntem la început, sau cel puțin așa pare. Să știți că are o priză foarte mare și sunt foarte multe fete care își doresc să participe în competiție, iar noi, în momentul în care ne gândeam la al treilea proiect pentru doamne, cumva și noi am fost puțin reticenți că nu o să dea curs ideii noastre de a participa în competiții. Și ați fost asaltați, nu? Da, și în momentul de față avem 8 echipe participante în competiție. Petroșani, Simeria, Călan, Crișcior și Sivea Unsilia. Deși din mediul rural avem Ilia, echipe doamne, de fotbal feminin. Sunt doamne care doresc din Brad, care doresc să participe în competiții, iar Orlea tot îmi vine așa pe parte. Da, și, n-aș vrea să omit pe cineva, că după nu aceea se vor supăra. Dar e o deschidere foarte mare în ceea ce privește participarea doamnelor în competiții și de aceea ne bucurăm cumva că noi ca și asociație am reușit să asigurăm pentru tineri să participe de la cea mai fragedă vârstă, de la 7 ani, să participe în competițiile organizate, Interliga Națională de Fotbal. Am avut iarăși un alt obiectiv pe care ne-am atins, de a asigura competiții pentru fiecare categorie de vârstă.